Tema întâlnirii noastre de astăzi e, să spunem, aniversarea 55 de ani de la apariția revistei, de la apariția revistei Argeș. 55 de ani, eu zic că înseamnă deja o tradiție. Despre această tradiție ne va vorbi mai mult domnul Nicolae Oprea, care a fost redactor șef și știe, are o experiență mult mai lungă decât mine la revista Argeș, și probabil, dacă e timp, și domnul Jean Dumitrașcu, care iarăși știe mult mai multe, din câte știu, intenționează să facă o istorie a revistei Argeș și sunt convins că o va face, așa cum îl cunosc eu. Eu sunt de 9 luni aici, deci au apărut 9 numere de revistă. Știți că revista apare cu regularitate, iar eu zic că asta e totuși un mare merit în condițiile actuale. Deci apare lunar și, mă rog, strădania mea a fost să nu scad sau să încerc să mențin nivelul pe care l-a avut și predecesorul meu, Dumitru Doman, și din câte am mai răsfoit și cei care au fost înainte, chiar dacă au făcut-o în condiții mult mai vitrege datorită constrângerii ideologice pe care le cunoaștem cu toții sau aproape cu toți. N-am foarte multe să spun, doar că mă bucur că suntem, deci să repet, că mă bucur că suntem împreună și că iarăși sunt foarte uimit de atenția pe care ne-ați acordat. Vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Nicolae Opre. Adevărul că sunt oarecum luat prin surprindere pentru invitația lui Leonid Dragomir de a continua discuția despre istoricul celor 55 de ani ai revistei Argeș, întrucât ne bazam pe elocvența și, cum să spun, harul de povestitor al înalt preasfințitului Calinic Argeșeanu, care este, după cum vedeți, și trecut ca un fel de redactor de onoare în caseta redacțională. Cei 55 de ani pornesc, desigur, din vremea comunismului, dar perioada cea mai bună a revistei Argeș, de care mi-amintesc eu, pentru că eram mai întâi licean la Odobescu și apoi la Bariciu din Cluj și apoi student în anii aceia, este vorba de seria care a intrat în istoria literaturii române, seria Tomozei. A fost perioada de vârf, valoric vorbind, a revistei Argeș, când Gheorghe Tomozei, care avea legături, cum să zic, de origine cu Argeșul, între timp cât a stat redactor șef la revista Argeș în anii 70, 60 spre 70, chiar și-a cumpărat o casă la Câmpul Mușel, unde trăia despărțit de soția din București, o poetă arhicunoscută pe vremea aceea. În acea vreme s-a făcut o redacție foarte bună, pornind de la, în primul rând, de la cei aduși, colaboratorii permanenți, care veneau de la București. Printre ei se găseau însă și scriitori care aveau cât de cât legături cu Argeșul și Mușelul. Și mă refer în primul rând la o poetă de mare valoare, precum Ileana Mălăncioiu, care mai trăiește încă, Dumnezeu să țină, care devine redactor în redacție prin anii, la începutul anilor 70. Mai erau Dan Cristea, un critic de mare valoare care venea de la București, făcea naveta, dar lor, ca să nu mai spun și alte nume, lor li s-au alăturat și câțiva scriitori valoroși din Pitești și împrejurim. Și în primul rând, eu mi-amintesc foarte bine, pentru că am fost prieten de viață cu el, de poetul de excepție Miron Cordun, care, în paranteză fie zis, e singurul scriitor din Argeș care a luat un premiu al Uniunii Scriitorilor din România.
Nici noi, cei de astăzi, nu am reușit acest lucru. Am luat premii peste tot, prin țară, la zilele revistelor literare, începând cu Convorbiri Literare și până la premiile reviste Argeș. Am luat premii ale filialelor, unde am fost Mircea Bârsila și cu mine, cel puțin din câte ne amintim, pe la București și Sibiu, unde am fost înainte de a veni la filiala nouă înființată în Pitești. Apoi, în redacție mai era regretata Otilia Niculescu, în formula pe care a constituit-o prin implantarea localnicilor, ca să zic așa, Gheorghe Tomozei. Mai era poetul Ion Popargeșanu, poetul Dan Rotaru în redacție, pe care i-am mai prins. Cezar Ivănescu înainte. Eu deja mă apropii de perioada 73, când în decembrie am ajuns, fiind șomer la Cluj după absolvirea facultății, am ajuns la revista Argeș, datorită ajutorului prompt al lui Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să-l odinească, care după înlăturarea lui Gheorghe Tomozei de la conducere, într-un așa zis, printr-un așa zis proces în care îi se reproșeau niște cheltuieli ilegale la redacție, cu mașina redacției. Mă rog, așadar, în redacție am mai prins pe cei din urmă pe care i-am spus, Dan Rotaru, Otilia Niculescu, Popargeșanu și Miron Cordun, în decembrie 73. În 74 însă, după cum știți, ca să refac și niște sincope din evoluția revistei Argeș, și încep cu această sincopă, după 4 luni, revista, și nu numai Argeș, toate revistele din provincia mică, ca să zic așa, Ateneu din Bacău, Astra din Brașov și altele, printre care deși Argeș din Pitești, au fost transformate în reviste trimestriale din lunare. Mai mult decât atât, au fost trecute cu redacția în subordinea ziarului județean. Deci ziarul care din mai 74 încolo, timp de vreo 7 ani aproape, 6-7 ani, care edita la 4 luni odată, la 3 luni odată, revista Argeș, se numea Secera și Ciocanul. Pe noi, toți care, pe care am pomenit, ne-au eliminat din redacție. Unora li s-au propus alte funcții periferice pe care le-au refuzat, alții au ieșit la pensie. Dar ceea ce vreau să spun este că Sergiu Nicolaescu a reușit totuși să țină revista vie, dincolo de acea perioadă ideologică presantă din punct de vedere al regimului comunist și al propagandei ca atare. Sincopa ține până în 84 sau 85, dacă mi-aduc bine aminte, cred că 84, când se revine totuși prin concursul autorităților locale, care sunt mai deschise către cultură, se revine la revista lunară cu individualitate proprie, dar care rămâne în aceeași clădire cu redacția, clădire care au moștenit-o și pe urmă, când au devenit Argeșul Liber, ziariștii, cei de la ziar. Eu, venind în redacție din mai 89, pot spune că atunci, în decembrie, când am fost ales redactor șef la revista Argeș, nu știam ce mă așteaptă și doamna Mariana Șenilă știe foarte bine ce a fost în acel decembrie, pentru că am încropit imediat în acel impuls revoluționar o redacție nouă,
din care făcea parte dintre cei de aici și Mariana Șenilă, Mircea Bursila a ales să facă o altă revistă care n-a rezistat mult. Și atunci am scos spre sfârșitul lui decembrie, deci cam după 25 decembrie, când am fost redactor șef, am scos o revistă de tranziție pe care am intitulat-o, numit-o Meșterul Manole. De ce? Pentru că atunci când proiectul inițial, deci cu 55 de ani în urmă, înaintat de scriitorii locali pentru înființarea revistei Argeș, de fapt s-a propus un alt titlu, Meșterul Manole. S-a făcut și un număr de probă pe care eu l-am văzut, dar a dispărut până la urmă din colecție și a fost respins de cenzură. Așa s-a ajuns de... Noi am scos în decembrie 89 un număr nou din Meșterul Manole, care a rămas unicat. Și cred că este și un fapt de istorie literară, că e o raritate, care nu știu dacă o are în colecția revistei Argeș domnul director. Nu vorbesc cu tine, cu domnul director al Bibliotecii Județene. De unde știi? Păi, dar așteptam să-mi confirme, domnul director. Da. Tu ai aici, dar Biblioteca Județeană, unde se duc cititorii? Există? Nu există, îți spun eu. Și așa ajungem la sincopa cealaltă din evoluția revistei Argeș, pentru că din ianuarie, bineînțeles că am revenit la denumirea de Argeș, am refăcut și redacția, dar după un an ne-am dat seama, văzând colecțiile dinainte, că aproape toate, dacă nu chiar toate, sau 99% din pagina întâi era ocupată de poza marelui Ceaușescu sau tot felul de propagandă comunistă sau omagii către președinte. Și atunci ne-am legat de o tradiție mai veche a revistelor din zona noastră, legându-ne de două nume care au o legătură, două personalități literare care au legătură cu Argeșul. E vorba, în primul rând, de Vladimir Străinu, care, după cum știți, s-a născut la Tei, Teiu, nu? La Tei, unde a avut o oarecare moșoară, despre care s-a tot scris, deci cât de cât cunoscut. Acum, în paranteză, fie zis, dacă tot s-a evit în fața mea Jean Dumitrașcu, îmi pare rău că n-a dus doctoratul la care s-a scris la mine până la capăt cu Vladimir Străinu, că avea toate condițiile. Mă rog, lăsăm la o parte ce s-a întâmplat în viața lui particulară. Și al doilea nume era Șerban Cioculescu, care a fost profesor multă vreme, sau mă rog, câțiva ani, nu chiar multă vreme, din 68-67 a fost profesor la Institutul Pedagogic din Pitești, IP3-ul, cum se zicea pe vremuri, și ei, prin anii 43-44, au tipărit la Găiești, deci într-o zonă care acum ține oarecum de geografia noastră, chiar dacă e în Dâmbovița, au scos revista Calende. Așa am schimbat denumirea, am hotărât în primul rând toți membrii redacției să o schimbăm în Calende. Calende care, în condițiile când majoritatea revistelor nou înființate, deși noi eram nu pe un proiect vechi, prin 84-85 au sucombat din cauza, cum s-a numit, cenzurii economice. După cenzura comunistă a venit cenzura economică. Am putut să o scoatem lunar
până în 1995, după care, nemai având bani pentru plata redacției, avem o redacție serioasă pe vremea aceea, mai toți ne-am împrăștiat, Mircea Bursilă, Alteh Ionescu, eu ne-am dus, mai ales mulți dintre noi, sau o parte dintre noi, la universitate, și a rămas să conducă revista Dumitru Augustin Domân, revista Calendă, reamintesc, care mai ieșea din când în când, sporadic, încă vreo 5 ani. Într-un an, în ultimul an, cred că au apărut doar două numere. Aceasta este perioada, deci, care este luată în calcul, asta vreau să spun, de istoria revistei Argeș. Și vine perioada reînființării revistei Argeș, prin proiectul și insistența regretatului Mihail Diaconescu în 2011 sau încă 2010. 2001, pardon, nu, eu o luasem înainte. Da, că în 99 era ultimul număr din calendar. În 2001, așadar, începe, se reia tradiția revistei Argeș. Din punctul meu de vedere, din punctul de vedere critic, la început o revistă uniformă valorii, ca să zic așa, și fără circuit național de anvergură. Dar o revistă care și-a păstrat fanionul și iată că a înaintat până în zilele noastre de a ajuns la vârsta respectabilă de jumate de centenar și un lustru. Cam asta vreau să reamintesc din istoria revistei, pe care noi acum încercăm să o facem din nou foarte bună, măcar ca pe vremea lui Tomozei, când exista și cenzura, acum nu mai există cenzură, dar o facem din afară, pentru că dintr-o eroare pe care n-am înțeles-o nici până acum, atunci când s-a reînființat revista Argeș, nu s-a proiectat o redacție plătită. Aproape 75%, ca să nu zic chiar un procent prea mare, din revistele de anvergură de circuit național, să zicem așa, din țară, și noi ne comparam acum cu cele din Bacău, din Brașov, din Oradea chiar, au redacții normal plătite, pentru că suntem în capitalism. Redacția de acum este o redacție însă, din păcate, făcută din colaborator cu contract de colaborare, din redactor cu contract de colaborare. Așadar, îl felicit pentru curajul de a se angaja în această treabă și el cu contract de colaborator pe Leonid Dragomir, în contextul în care nu celălalt redactor șef și-a dat demisia și s-a mutat la filiala din Alba Iulia. Și aici fac o paranteză. Noi am înființat filiala Uniunii Scriitorilor în 2002, când ideea aparține, recunosc, lui Călin Vlasie, care avea și el un interes comercial pe lângă editura lui, ca să atragă scriitorii către Paralela 45. Am înființat revista, filiala Piteș se cheamă, pentru că mulți îi zic Argeș, a Uniunii Scriitorilor în 2002, venind de alte filiale. În statut trebuia să, pe vremea aceea, acum trebuie 50 ca să te înființezi, trebuiau 20 de scriitori. Ori noi eram decât 11. Mircea Bursilă și cu Marin Ioniță, de pildă, ca ce mai știu acum,
la filiala din București, eu la filiala din Sibiu, Dan Rotaru la filiala din Craiova, parcă și așa mai. Atunci Elisabeta Niță, nu mai știu, în fine, am dat niște exemple, deci care erau din alte... Oricum, ei n-au venit în filiala noastră, am dat un exemplu prost. Deci au refuzat și Novac și Rotaru să vină în filiala Pitești. Deci eram doar 11, dar cu ingeniozitatea lui comercială, Călin a rugat, ca să nu zic obligat, obligat îl pun în paranteză, câțiva colaboratori permanenți ai editurii Paralela 45, care erau și angajați, precum Gheorghe Crăciun, de pildă, Dumnezeu să-l odihnească, și el s-a dus între timp. Și am înființat filiala Pitești, care în 2002, februarie 2002, și asta vreau să anticipez, că la anul facem și noi o vârstă cât de cât rotundă, 20 de ani. Da. A fost Coșovei, Angela Marinescu. Da, era greutatea pentru mine, pentru că Călin Vlasie a fost interimar, nu se chema președinte filială, se chema secretar pe vremea aceea. Și după un an, cum e felul lui, dacă nu-i aduce câștig, dar asta rămâne între noi, Călin n-a mai vrut să mai conducă filiala, așa că m-am hamat eu prin alegeri democratice, bineînțeles, și de atunci n-a reușit să mai scap de această povară. Povară dulce, trebuie să recunosc, dar care m-a obligat, în primul rând, ca să dau un singur exemplu, să îndeplinesc numărul oficial imediat de scriitori din Pitești sau din zonă, pentru că fac o paranteză, mai o mică digresiune, noi acoperim nu numai zona județului Argeș, mulți ne confundă cu filialele pe județe, suntem doar 13 filiale în țară și 6 în București. Deci noi acoperăm și Târgoviște, și Teleormanul, și Oltu, și Vâlcea. Așadar, a trebuit să caut foarte repede 9-10 scriitori ca să îi înlocuim pe cei care au plecat imediat după înființare de la noi. Și am reușit. Vă aștept legând lucrurile, deci anul viitor, la sărbătoarea filialei Pitești. Da, îi mulțumim domnului Nicolae Oprea, care, să zicem, a vorbit din interior, știți că a fost redactor șef și ne-a spus multe lucruri, având o perspectivă din interior asupra istoriei revistei Argeș, și aș vrea să-i dau cuvântul lui Jean Dumitrașcu, care și el a fost redactor, dar de la care așteptăm o istorie obiectivă, să-i spunem, a revistei Argeș, care cred că va apărea și sub formă de carte. Cine știe? Nu, a fost o istorie privită din interior, ca să zicem așa, bazată pe experiența personală a revistei. Deci eu așa am perceput-o. Mărturisesc faptul că domnul președinte Nicolae Oprea mi-a mâncat pâinea, deja a făcut o istorie pe scurt a revistei de cultură Argeș. O să caut să spun ce nu s-a spus, deși mi-e foarte greu. Totul a început în 1965, când scriitorii de la Cenaclul Liviu Rebreanu din Pitești, de la Palatul Culturii, văzând că în țară încep să apară reviste literare, reviste de cultură, pe fondul deschiderii de atunci, s-au precipitat să editeze și la Pitești o revistă. Au fost nenumărate discuții în sânul Cenaclului, în casa Ludmilei Ghițescu, la Găiești,
la universitate, se tot discuta cine să facă această revistă și până la urmă autoritățile locale de la acea vreme au hotărât ca universitarii de la Institutul Pedagogic din Pitești să realizeze o revistă. În frunte cu tânărul lector venit de curând în Pitești, dar argeșan, Mihail Diaconescu. Acesta s-a mișcat foarte repede. Au editat revista Meșterul Manole, cum a precizat domnul profesor universitar Nicolae Oprea. Au și tipărit-o ca număr de semnal, dar la cenzură s-a aflat că în perioada interbelică legionarii editaseră o revistă cu această denumire și ca să nu se facă apropieri între revista din primăvara anului 66 cu revista legionară, s-a hotărât ca acest număr să fie dat la topit și așa a apărut revista Argeș. Și unii n-au fost de acord cu această denumire, dom'le, există râul Argeș, există restaurantul Argeș și iar Argeș. Și domnul Diaconescu a spus, lăsați că o să transformăm numele în renume. Și primul lucru pe care l-a făcut, a preluat practic toate materialele din Meșterul Manole și le-a publicat în primul număr al revistei Argeș, care a apărut în iunie 1966, exact acum 55 de ani. Și a făcut ceva, pentru că își dădea seama că o revistă națională nu se poate impune doar cu scriitori locali, a căutat să atragă scriitori importanți și a bătut la ușa lui Tudor Arghezi, l-a convins, dar Arghezi a pus o condiție, mi-l angajezi corector pe fiul meu, pe Baruți. Și așa a ajuns fiul lui Tudor Arghezi la revista Argeș și așa a ajuns Arghezi să publice în paginile revistei până la moarte ultima serie a biletelor de papagal. În 1969 domnul Diaconescu pleacă în Germania cu o bursă de studii, iar conducerea revistei este preluată pentru foarte scurt timp de către Ion Popovici din redacție și lucrurile nu mergeau bine. Probabil domnul Popovici nu avea nici autoritate, nu era nici cunoscut în țară și a rămas la conducerea revistei doar câteva luni. S-a hotărât aducerea la revistă a lui Gheorghe Tomozei, un scriitor foarte cunoscut în acea perioadă. Și, într-adevăr, între 1969 și 1973, cât a fost Tomozei la revistă, se poate vorbi de perioada de aur a acesteia, când revista, prin colaboratorii cei mai mari importanți scriitori români, de la Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Marin Preda și mulți alții, care mari scriitori, publicau în paginile revistei,
a dus-o la a fi considerată una dintre cele mai importante reviste ale țării. Eu am acasă un raport al cenzurii din decembrie 1973, în care revista Argeș era înfierată pentru că îl publică pe Nichita Stănescu, pe Cezar Ivănescu și pe alții, Ana Blandiana. Pe ei trei sunt menționați că publică poezie idealistă, abstractă și nu vorbesc despre realitățile de astăzi. Și un al doilea motiv invocat a fost faptul că scriitorii locali nu sunt publicați. Și într-adevăr, cum spunea de multe ori poetul Virgil Diaconu, rar un scriitor, mai ales tânăr din Pitești, reușea să publice în revista Argeș, fiind preferați, firește, mari scriitori. Când ai de ales, îl înțeleg și pe Tomozei. O rubrică pentru debutanți, Pașcu Anisic. Da, și am ființat suplimentele a revistei. Puteai debuta și la vremea respectivă în acel supliment detașabil de revistă și era considerat ca o carte. Aici au debutat mulți poeți din Pitești, dar și Nichita Stănescu. În 1974, așa cum a povestit domnul președinte Nicolae Oprea, revista trece în subordinea ziarului județean Secerea Ciocanu. Director ajunge directorul ziarului, iar redactor șef Sergiu, criticul literar Sergiu Nicolaescu. Aflat sub presiunea ideologicului, pentru că revista apărea sub egida Comitetului Județean de Cultură Socialistă, sau cum se mai numea atunci, pe prima pagină... Scuze-mă, nu te rog, aici sunt două chestiuni diferite. Și până atunci apărea tot sub egida Consiliului Județean... Da, de la bun început. Acum devine și subordonată... Ziarului, da. Tot o altă... Perioada lui Tomozei, nu trebuie uitat să strâmbe unii din asta, fostul prim secretar Năstase, care sprijinea cultura, sprijinea, făcea atât cât putea, după care a trecut la radio-televiziune. Un an. Și cei care au urmat n-au leșinat că revista trebuie sprijinită. Prieteria celor doi era într-o paranormată sus la Se transformă într-o paranteză mare, iată. Nu. Continuă. Așa se face că mulți ani revista publica pe prima pagină și în interior cuvântările tovarășului Ceaușescu, avea pe editoriale cum să le spun, pe linie de partid, publica multă poezie patriotică, dar Totuși, Sergiu Nicolaescu reușea să mențină legătura cu mari scriitori, să îl publice pe Marin Preda, să atragă tinerii în redacție, cum a fost aducerea domnului Oprea la revista Argeș, cunoscându-i experiența de la revista Echinox din Cluj, și în special avea nevoie de critici literari, să înființeze tot felul de suplimente care nu mai erau ideologice și să o ducă până în decembrie
89, când a trebuit să facă un pas în spate. Dar... deschid o paranteză. Revista Argeș, când a fost înființată, avea sediu propriu, avea mașină, avea salariați cu carte de muncă, avea corector, avea contabil, avea bani, avea tot ce-i trebuie unei reviste. Și plătea colaboratorii foarte bine. Ce mașină era, o formă neagră. Da, care... Asta pentru că și domnul Oprea a vorbit că acum 20 de ani când s-a reînființat revista Argeș, noi la vremea respectivă de bucurie că se reînființează, se înființează o revistă, pentru că a fost un domnul director al Centrului Cultural de atunci, domnul Liviu Martin, a reușit să facă rost de bani pentru a tipări revista, a organizat un concurs de proiecte, au fost două proiecte, al meu și al lui Virgil Diaconu. Am câștigat eu, după care au urmat reacții în presă, după care, într-o emisiune la Alfa TV, Denisa Popescu ne-a împăcat în direct pe mine și pe Virgil Diaconu. Am bătut palma ca să facem o singură echipă și să scoatem... El venise cu proiectul Scrip. Nu mai o mică... De când nimeni nu știe... Păi, e trei de mine. Proiectul de revia... Proiectul de revistă pe care spui că l-a susținut Virgil Diaconu... Scrip. A fost făcut la mine pe masa din bucătărie pentru revista Calendar. Voiam să obținem, să publicăm în Săgetătorul, așa, textul acela, pe ideea că vom găsi sponsor pentru revista Calendar. A apărut de vreo trei ori în revistă textul respectiv. În Săgetătorul. Și după aceea a început jimecheria. Se primeau de la chipurile de la cetățeni din Pitești, județ, scrisori că vrem o altă revistă. În revista aceea să fie condusă de Virgil Diaconu, să fie și erau texte cum? Nu, altcineva le scria. Altcineva le scria, nu, așa. Nu, dar la comanda lui. Și așa a căzut ideea de Calendar și s-a înființat, mă rog, nu mai intru în bucătăria problemei, revista Cafeneaua Literară, al cărei director a fost Magda Grigore, a fost cu primul. Mă rog, scuze pentru precizare. Revenim în august 2001 și după ce am considerat că cele două echipe fuzionează, am stabilit o primă în septembrie, fiind și vară, o primă întâlnire de redacție. Am fost șocat personal, eu și câțiva din echipa mea, să constatăm că la întâlnirea respectivă apare domnul Mihail Diaconescu, prezentat ca director al revistei Argeș. Eu eram cu Argeșul Literar și Artistic și chiar atunci în direct, în fața noastră, domnul Diaconescu a luat cuvântul, a spus să reînființăm revista de cultură Argeș. A început să vorbească despre programul revistei, să dea sarcini, să mă ierte Dumnezeu,
Domnul Ioniță, dumneata faci reportaj, te duci la Iasecutare, te duci la stațiunea Ștefănești, te duci la Mărăcineni, tu ce-ai făcut, tu faci nu știu ce, și așa mai departe. Și au reacționat și au ieșit din ședință doamna Mariana Șenilă Vasiliu, nemulțumită de direcția pe care domnul Diaconescu intenționa. Și să scriu ce dorește el. Și da. Am spus că eu nu sunt supusul nimănui, scriu numai ce vreau și când vreau și cât doresc. Ca atare ne despărțim. La revedere! Și cu Virgil Diacon. Virgil a ieșit după mine, după care eu l-am trimis înapoi, bă, băiatul de judei, mănânci pâinea, taci și stai cu minte, eu pot să fac revoluție. Eu am, i-am spus Simonei, care era lângă mine, ca întotdeauna, i-am spus, nu e revista la care visam, și ea mi-a zis, stai liniștit, că orice minune ține 3 zile, nu o să fie așa. Ți-aduce aminte, Simona? Așa a fost. Dar minunea a ținut 2 ani. Și revista Arge, și eu în primul număr n-am publicat nimic. Deși mi s-a oferit postul de redactor șef, n-am publicat absolut un rând. Poza inedită cu Petre Țuțea și Ioan Chelcea. Atât am dat. Când m-a întrebat domnul Diaconescu, dar dumneavoastră ce oferiți? Și am oferit acea poză. Din păcate, în primii 2 ani, și vă spun, revista Argeș era criticată prin România Literară, în alte reviste, pentru protocolonismul său. Și avea tirajul, da, foarte, foarte mare și era difuzată în întreaga țară. Era invadată total de Diaconescu. Da. Da, așa a fost linia dată. Până când, în august-septembrie 2003, a scris scria editoriale foarte lungi pe 2 pagini de revistă, a scris un articol în care l-a desfințat pe Eugen Lovinescu, nefiind de acord cu teoria sincronismului și cu europenismul promovat de către Lovinescu, fapt care i-a atras anumite reacții, iar scandalul a ajuns în Consiliul Local Pitești, la Comisia de Cultură, condusă de către profesorul Marin Rădulescu. Domnul Marin Rădulescu a venit la o ședință a redacției, a vorbit cu domnul director Martin, cu domnul Diaconescu, și a spus că lucrurile nu mai pot continua așa. Așa am ajuns eu în septembrie 2003 să preiau conducerea revistei Argeș și să îi dau o nouă orientare. Vă spun, vă mărturisesc, mi-a fost foarte greu. Am început să cer colaborări din țară, de la scriitori, imediat. Da, da. De fapt, pe domnul Diaconescu, în 2001, l-a adus domnul Marin Ioniță, care a vorbit cu domnul Mihai Golescu, care l-a contactat pe domnul Diaconescu, și așa a ajuns domnul Diaconescu la revista Argeș. Vă mărturisesc, cum spuneam, că apelam la mari scriitori din țară și toți îmi reproșau la nu public în revista lui Diaconescu. Deci în 2 ani reușise să-și pună amprenta pe revistă în așa fel încât scriitori din țară nu doreau să publice. Alții mi-au pus altă condiție, de pildă Constantin Stan, Costi Stan.
îmi trimis revista un an. Luca Pițu la fel. Îmi trimis revista un an să văd ce publicați și după aia colaborez. Deci, ca să știți cât de greu mi-a fost. Și după ce am obținut colaborarea mai multor scriitori importanți din țară, prin 2006 am reușit să obțin și colaborarea lui Paul Goma și atunci, da, din alte părți, am căutat să promovez un militantism etico-estetic în revistă, nu știu cât mi-a reușit, pe linia promovată de Monica Lovinescu. În 2009, între timp am angajat în redacție noi redactori, am trecut director și l-am pus redactor șef pe Dumitru Augustin Doman, care a adus un suflu nou revistei, deși au fost și împotriviri, pentru că ne transformăm în calende, domnul Bârsilă, așa era reproșul, și ne pierdem identitatea prin Augustin Doman. Și în 2009 am demisionat, a venit Augustin. Erau niște scandaluri locale, din păcate, neținute în frâu și care transpirau în presă și făceau o imagine proastă instituției, revistei. Am revenit director în ianuarie 2010 până în septembrie 2010, când am vrut să fac un număr dedicat lui Paul Goma. Nu prea am reușit și mi-am dat iar demisia. Și a rămas Augustin Doman, care a condus revista până anul trecut, în septembrie, deci nu știu ce se întâmplă cu luna asta septembrie, deci revista înființată acum 20 de ani în septembrie, eu am ajuns redactor șef în septembrie, Augustin Doman în septembrie și Leonid de tot septembrie-octombrie, în septembrie, tot septembrie. Deci, da, pentru că noi aniversăm la toamnă 20 de ani. În septembrie, pentru că am scos numărul pe octombrie. N-am vorbit despre perioada în care domnul profesor, care era foarte tânăr atunci, Oprea, a condus revista Argeș în 90. Trebuie să mai spun ceva. Și a adus în revistă alți scriitori, obseciști, Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun și pe alții, dar vreau să spun că revista Argeș, după apariția în ianuarie 1991 a revistei Calende, nu a dispărut. Revista Argeș a mers mai mulți ani în continuare ca supliment al revistei Argeș. Al revistei Calende. Da, deci pentru că într-adevăr se zvoniseră tot felul de neadevăruri prin presa locală, prin ziarele noi, că noi am renunțat la denumirea de Argeș, am găsit soluția și am și anunțat în Calende de a scoate din când în când un supliment intitulat Argeș, în care de obicei pe urmă l-am transformat într-un fel de un supliment care aduce și beneficii, pentru că găseam sponsor în contextul în care criza financiară deja începuse să omoare reviste și ziare.
Deci revista Argeș, din cei 55 de ani, a cam apărut 50. 45 efectiv sub forma aceasta și câțiva ani sub formă de supliment al revistei Calendă. Vă spun că este foarte greu de făcut o istorie a revistei Argeș. Foarte greu. Vă spun, pe cine a spomenit? Ileana Mălăncioi, nu? Ileana Mălăncioi nu apare în caseta redacțională, care ar fi lucrat în revista Argeș. Și sunt mulți alți scriitori care au lucrat la revistă angajați, care nu au apărut niciodată în caseta redacțională. Apăreau tot felul de directori de întreprinderi care sponsorizau revista, oferau publicitate, dar scriitorii importanți nu au apărut niciodată. Și domnul Oprea a venit în mai, la 89, la revista Argeș, dar apare în casetă prin septembrie, ca să știți, pentru că am cercetat. Dar și perioada din decembrie 73... Nu sunteți. Decembrie 73, aprilie 74, nu apare în redacție. Nu apareți nici acolo. Deși ați lucrat la revista Argeș. Deci de asta zic că este foarte greu de făcut o revistă corectă a revistei de cultură Argeș. De asta, la aniversarea de 40 de ani, am editat cu Simona Fusaru un almanah al revistei Argeș, în care am solicitat multe mărturii ale celor care au lucrat în redacția revistei, ca să ne bazăm pentru o viitoare istorie a revistei, și pe aceste mărturii, pentru că nu poți să pleci doar de la caseta redacțională și doar răsfoind revista de cultură. N-aș vrea să închei acest... M-am lungit, îmi cer scuze. Aceste cuvinte, fără a vă ruga ceva. Revista Argeș a fost condusă de 8 redactori șefi. În ultimii 20 de ani, și perioada cea mai lungă așa dintre toți, Simona Fusaru a fost de bază dintre toți redactorii și oamenii revistei Argeș. Și întrucât patru înaintași ai lui Leonid Dragomir, ultimul redactor șef al revistei, au decedat de-a lungul anilor, începând cu Gheorghe Tomozei, începând cu domnul Popovici, continuăm cu Gheorghe Tomozei, Sergiu Nicolaescu și mai anul trecut domnul Diaconescu. Eu cred că în memoria lor, pentru tot ce au făcut pentru această revistă, pentru că nu este ușor de făcut, să păstrăm un moment de reculegere. Vă rog mult! Mulțumesc! Dumnezeu să le țină suflete în lumină și, cum am scris în revista, închei prin a spune, la mulți ani, dragă revistă Argeș! După atât de bine documentat, bine informat discurs al lui Jean Dumitrașcu,
Și cred eu plin de multe amănunte interesante, eu nu știam multe dintre ele, și care arată cât de tumultoasă a fost istoria acestei reviste. Aș vrea să dăm cuvântul cuiva din afară, dacă care ne sprijină. Deci domnia sa... Deci, ceea ce nu vreau să uite, că pe data de 30 iunie vom organiza cu ajutorul domnului Octavian Sachelari la Biblioteca Argeș încă un fel de aniversare a revistei Argeș, așa că vă invităm deja de acum la Biblioteca Județeană pe 30 august la ora 1, la ora 13, orele 13. Aș zice eu că ar fi nimerită o privire a cuiva care ne sprijină oarecum din umbră, în sensul că multe reviste ajung la bibliotecă, sunt distribuite la revistele din țară sau sunt distribuite în interiorul bibliotecii, iar acel domn este domnul director, deja l-am pomenit, Octavian Sachelarie, pe care îl invit aici. În primul rând aș vrea să vă spun și eu la mulți ani, pentru că până la urmă este un eveniment deosebit. E o revistă de mare tradiție. Am vorbit despre trecut, sigur că foarte multe personalități au fost implicate în viața unei reviste, pentru că până la urmă e vorba de 55 de ani de viață, dar eu aș vrea să ne gândim un pic și la viitor. Până la urmă sunt oameni care și-au făcut datoria, dar noi trebuie să continuăm un pic ceea ce înseamnă revista Argeș, mai ales că în ultima perioadă se vede un suflu nou și îl felicit aici pe Leonid că vrea să facă din revistă altceva și cred că este cazul să fie o revistă contemporană secolului al 21-lea, pentru că până la urmă lumea evoluează. Ce să vă spun, n-aș vrea să transform acest eveniment deosebit într-o ședință de lucru, dacă vreți, dar eu cred că trebuie să-i dăm revistei un suflu nou din punctul de vedere al celor cărora ne adresăm și până la urmă să avem, dacă vreți, o gândire mult mai pragmatică asupra ceea ce înseamnă această revistă. Pentru că am auzit aici, cineva spunea că odată revista a avut redacție, că avea salariați și așa mai departe, că avea bani. Din punctul meu de vedere, avem o poziție mult prea pasivă despre ceea ce înseamnă revista aceasta ca afacere. Și aici probabil că mulți dintre dumneavoastră o să mă contrazică sau o să aibă un punct de vedere diferit. Din păcate, asta e lumea între care trăim. Lucrurile nu cred că o să meargă într-o direcție avantajoasă pentru noi, cei care scriem. Și atunci trebuie să luăm, cel puțin din punctul meu de vedere, pe lângă noi, niște oameni foarte pragmatici, care se ocupe de partea de administrație a revistei. Și atunci o să creștem împreună, pentru că până la urmă trebuie să avem și o securitate financiară, dacă vreți, care să ne poată duce, dacă vreți, la o nouă calitate, pentru că în momentul în care ai o siguranță financiară, începi să poți plăti colaboratorii, eu zic că o să ai și o mai mare adresabilitate, dacă vreți. Eu am început cu Leonid, să aducem la bibliotecă un anumit număr de exemplu, pot să spun Leonid, nu treaba asta, așa, pe care eu pot să le trimit mai departe la niște biblioteci reprezentative. Sigur că noi trimitem cam în norbă, așa, pentru că noi nu cunoaștem, dacă vreți, anumite nișe culturale la care trebuie să ne adresăm. Eu zic că sunt zone în Argeș care sunt foarte puternice din punct de vedere intelectual și cultural, și cred că aceste noduri, dacă vreți, spirituale și culturale ar trebui să fie luate în considerație ca adresabilitate, vorbești ca acces în primul rând. Pentru că până la urmă, cei din orașele, din municipiile, județul Argeș și chiar din anumite zone, și aici vorbesc de comune efectiv,
ei ar trebui să devină și sunt sigur că ar putea să devină niște mediatori de opinie și de informație culturală și literară. Până una alta, avem totuși niște instituții care funcționează în cele 102, mai bine zis, comunități argeșene și eu o să încerc să facilitez accesul acestei reviste către bibliotecile din județul Argeș, care deocamdată mai funcționează. În rest, eu o să încerc să ajut comunitatea scriitoricească cu ce pot eu. Cred că sunt aici și colegii noștri care o să facă același lucru. E vorba de Cornel Popescu, de Cristian Cocea, care au o anumită logistică, ca să spun așa, care nu cred că va aduce decât bine revistei. Revista una este foarte importantă, trebuie să o susținem din toate punctele de vedere, pentru că, iată, încep în țară reviste foarte importante să aibă probleme mari. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la un mediu sociopolitic, cultural în care trăim și nu este deloc atât de propice, din păcate, unui fenomen cultural de a avea revistei Argeș. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne vedem în continuare la cât mai multe evenimente organizate de revistă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului director Octavian Sachelarie, care, precum am spus, ne sprijină foarte mult și acum ne-a promis că va acorda sprijinul și mai mult. Ce să vă zic, cred că discuția poate fi lăsată și liberă. Am văzut că deja s-a iscat un anumit dialog aici între oameni care au avut experiențe diferite legate de revistă. Eu aș vrea totuși, înainte de a da cuvântul oricui vrea să vorbească, deci poate veni la microfon, totuși să mai invit pe cineva și l-aș invita pe prietenul meu și care colaborator constant al revistei Argeș, deci care știe oarecum din interior evoluția revistei, cel puțin în ultimele 9 luni, domnul Cristian Cocea, să ne spună câteva cuvinte. Vă spun și eu la mulți ani și mărturisesc că este pentru mine chiar emoționant să vorbesc aici. Eu nu cunosc revista Argeș din interior, chiar dacă am onoarea să colaborez de câteva luni cu revista, dar ca de obicei, după o viață de lucru cu cuvântul scris și tipărit, nu pot decât să simt simpatie maximă față de cei care fac acest produs cultural, de oamenii care o redactează, de oamenii care o scriu, de oamenii care o tipăresc, pentru că în felul acesta cultura românească se îmbogățește cu încă un obiect prețios. În condițiile în care capitalism în care trăim, acest regim neoliberal, nu face altceva decât să pustiască locul în ce privește manifestările spiritului, că este firesc, spiritul se retrage acolo unde logica este o logică a profitului. Încă o dată, tot respectul, toată prețuirea pentru cei care se dedică acestui produs cultural și care țin flacăra spiritului în continuare aprinsă aici, în Pitești, într-un oraș care nu are totuși un pedigree cultural care să se compare cu alte orașe mari ale țării. Dar cu atât mai lăudabilă mi se pare această rezistență de care dau dovadă cei de aici. Bun. Domnul Mihai Sachelarie vorbea despre viitor. Viitorul, da, e la trecutul mare, moale viitor, da? Deci problema cum va arăta viitorul culturii românești. Mare problemă cum va arăta piața culturală peste 5 ani. Nu fixez un reper mai îndepărtat. Pentru că și generațiile s-au schimbat, școala s-a transformat în ceva de neînțeles câteodată, publicurile s-au depărtat de cuvântul scris,
Evident, se consumă produse culturale, dar din alte zone, alte nișe. Altfel, se citește altfel, se scrie altfel. Da? Deci, eu sunt fan de fotbal, știți, și mă uit la campionatul acesta european, că marile echipele cu pedigree au fost nevoite să facă o schimbare de generație de fotbaliști. Ne uităm la Italia, da? Chiellini are 36 de ani, dar Insigne este foarte tânăr. Așa că, domnul Oprea, trebuie să antrenați o nouă generație de condeieri culturali care să lucreze la Argeș. Eu nu lucrez decât cu scriitor, nu cu condeieri. Foarte bine, scriitori. Mă pregătesc și eu să închei, urându-vă încă o dată viață lungă cu revista Argeș. Să vă asigur de tot respectul unuia care citește din plăcere și apreciază produsul cultural și îi doresc, nu în ultimul rând, lui Leonid, că a fost prezentat domnul Leonid ca ultimul redactor șef. Mie nu-mi place cum sună asta, ultimul redactor șef. Exact, exact. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Cristi. Ce să vă zic... Cred că ai lansat o problemă cu adevărat importantă. Eu m-am stătuit la revistă să aduc scriitori din generația, să spunem, de după generația 80. Cred că am adus vreo câțiva. Mă rog, acum știți că nu poți să mulțumești pe toată lumea. Dar problema că există o falie între generații, cauzată probabil de explozia tehnologică, de schimbarea tehnologică sau de altceva, de scăderea învățământului, asta e perfect adevărat. Ce va fi după, nu știu, sper să nu fiu eu ultimul redactor șef al revistei Argeș. Bun, deci precum am spus, după ce am ascultat invitația, aș lăsa să vorbească, să vorbească cam cine dorește, deși se poate oferi oricine să vină să vorbească, dar înainte de asta aș vrea să mulțumesc la două persoane de aici. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Simona Fusaru, fără de care revista nu se poate face. Deci, în condițiile în care, așa cum a remarcat domnul profesor Nicolae Oprea, nu există o redacție plătită, stabilă, acest rol e suplinit cu mare succes, după părerea mea, cel puțin în condițiile date, de doamna Simona Fusaru. Cea de-a doua persoană este tot o doamnă, e vorba de doamna Carmen Elena Salup, doamna directoare, care ne-a sprijinit tot timpul, acordându-ne libertatea, organizând împreună cu mine colocvii cu scriitori, și care e, pe care o simt tot timpul alături de noi și care e bineînțeles și astăzi alături de noi. Așa, bun, chiar dacă nu a venit în al preasfințitul pe care îl așteptam, pe care îl invitați și pe care o să-l mai invităm și pe 30 și probabil și la toamnă, prezența lui e tot timpul, se simte lângă noi, odată că e prezent în pagina revistei cu o anumită rubrică, că ne oferă girul moral și, cred eu, mai mult decât moral, spiritual, cine știe în ce sens, mistic sau nu mă pot pronunța, dar probabil a avut alte treburi, așa că dacă eu cel puțin dacă o să vorbesc cu el, o să-i spun că a fost între noi, chiar și în absenție. Bun, deci am înțeles că dumneavoastră vreți să vorbiți ceva, vă aștept aici. Vă mulțumesc mult și dacă nu o să mai apuc să vorbesc, vreau să zic și eu la mulți ani revistei Argeș. Vă mulțumesc, domnul Leonid. Vă promit că nu voi abuza de timpul dumneavoastră. Domnul Jean Dumitrașcu a enumerat numele tuturor redactorilor șefi care am înțeles că au atins cifra 8. Am avut plăcerea și onoarea să-i cunosc pe toți, iar cu primii 4 am lucrat efectiv. Când s-a pus problema la înființarea revistei cine asigură corectura, primul redactor șef a spus: avem un om. Ce pregătire are? A întrebat Tudor Arghezi. A spus: este licențiat în filologie. Atunci e bine, pentru că o greșeală de tipar este ca un cui ruginit în ochi. Aceasta a fost fraza care am auzit-o cu propriile urechi de la maestru Tudor Arghezi și pe care am să o țin minte câtă vreme voi fi în natură de pământean. În cealaltă zonă despre care vorbește doctorul Dulcan, cu altă ocazie. Ce vreau să vă spun este că
întreaga mea activitate, care a numărat peste o jumătate de deceniu, în funcția de corector principal al revistei, s-a încheiat când a venit al patrulea redactor șef, domnul Sergiu Nicolaescu, care mi-a făcut onoarea să mă pomenească în dicționarul său subiectiv de literatură, într-o frază care spune totul și este cheia în cuvântul latin, fac totul. Asta însemna că nici o mașină plană nu trăgea nici o filă de revistă până când nu avea semnătura mea. Și cu asta am spus totul. Iar pentru că ne întâlnim la numai o săptămână după 15 iunie, ziua comemorării poetului genial, poetul național Mihai Eminescu, voi mai întreprinde ceva ce n-am crezut, este pe loc venită ideea și am să dau citire unei poezii în decurs a 30 de secunde, un minut, intitulată poezia Trăsura, care a apărut în numărul recent al Săgetătorului pe prima pagină. Are un titlu aparent inofensiv sau banal, dar este o poezie profundă, după o regulă a tehnicii prozodice aparte, tot în catrene, însă cu un conținut deosebit. Pentru asta îi voi da citire în fața domniilor voastre în încheiere. Trăsura. Din patru direcții și chiar din mai multe, un foșne și un zgomot de pași. Trăsura cu domnul Mihai Eminescu se aude venind către Iași. Se aude pe piatră un ritm de copită ce plânge ciudat în urmaș. Trăsura cu domnul Mihai Eminescu se aude venind către Iași. Dar nu mai ajunge, vai, nu mai ajunge și unii se nasc, alții mor. Pe semnul acesta dau vaiere plopii și teiul mai plânge de dor. Și teamă, mi-e teamă că tot așa e, la limita fizicii reci. Trăsura cu domnul Mihai Eminescu, venind, nu ajunge în veci. Ea vine mereu, se aude că vine, e atât de aproape acum, dar n-are deloc consistență trăsura și caii sunt parcă de fum. Oricum, cât va fi pe pământ România, odată cu ultimii pași, trăsura cu domnul Mihai Eminescu veniva mereu către Iași. Fiți gata să-i faceți primirea înaltă, chiar dacă simțiți tristul gând, căci veșnic trăsura aceasta și nu va ajunge nici când. Vă mulțumesc, versurile sunt de Adrian Păunescu. N-am mai avea mult timp, dar dacă totuși cineva vrea să mai spună ceva, poate veni oricând aici. Oricând, mă rog, într-un timp foarte scurt. Vreți dumneavoastră, doamna Vâlceanu? A, nu vreți, bun. Și să vă mulțumesc și dacă nu uitați pe 30 la ora 1 la bibliotecă, încercăm să mai facem o discuție, poate da altfel. Și poate atunci vom avea șansa de a avea pe un alt preasfințitul invitat. Vă mulțumesc pentru tot. O zi bună în continuare.